Buenos dias, amigos, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog incendiar extrem pe canalul meu. Astăzi, băi, o să facem un daily vlog pentru că doar și ne-am trezit la ora 1 ca niște cetățeni normali și trebuie să mergem să spălăm repede mașina și trebuie să mergem repede la Mitsu să filmăm un clip cu el. O să-l vedeți la el pe canal, nu vreau să dau spoilere, nu vreau să fac nimic, dar o să fie foarte, foarte, foarte amuzant. Ce zici, viața mea? O să-l câștigăm? Sper că da. Asta e scopul. Asta e scopul? Da. Dar știi că la final, dacă câștigăm, o să conțină șerpi. Nu-mi pasă. Nu-ți pasă? Cum adică îți place? Îmi plac șerpi. Cum să-ți placă șerpi? Frică, cred. Da, în fine, ești ciudată. Ok, poate să fie șerpi, adică, ok, hai să zicem că poate să fie șerpi, dar orice, dar nu-mi braște. Dacă îți braște, nu. O să pierdem acolo dacă îți braște. Dacă îți braște, mi-ar fi și eu pe viață, da, de șerpi pentru. Da. Adică cât timp nu e posibil să murim de la ei, gen, să nu fie venin. Hai. Și nu uitați să vă abonați, dați like, să vă dați pe clopoțel și let's go! Cu ce ți-ai început ziua? Am luat ciocolățică de la Robi. Ciocolățică de la Robi am luat-o pentru drum ca să prins puterea acolo, să... Ca să câștig, să-mi aducă noroc. Da. Bun, deci trebuie să-i dăm un jet frumos, rapid, pentru că, după cum știți, stăm aici lângă șantier și de fel atât când o spăl se murdărește foarte, foarte, foarte rapid, dar bă, nu se poate așa ceva, bă, e prea cald, e prea cald. Câte grade? N-am internet. Cineva tot oprește datele. Păi ce om? Stă în casă pe date când are Wi-Fi. Stă și cu Wi-Fi-ul și cu datele. Sunt 37 de grade. 37 de grade, băi, ești nebună. O să murim. Eu nu cred că funcționez în parametri optimi pe această căldură. Dar ia uitați pe cine avem noi aici. Ce faci, Mitsu? Sunt pregătit să-ți câștig toate challenge-urile. Adevărat? Da. Deci dacă tu câștigi clipul ăsta, bă, dacă nu conține broaște, e perfect. Broaște? Da. Și conțin. E ok, share, dar broaște nu. Da? Da. Bun, băie, suntem tot la Mitsu aici la filmări și m-am gândit că ar fi amuzant să te provoc la un 1v1 aici la coș frumos pe o sumă de bani. Ce zici? Care sumă de bani? Negociem dacă e prea mare. 500 de lei? 1000 de lei? What? Nu? Plâng, te-am plătit 5000 de euro să vii la filmările la Hai, 500 de lei. Haide, bă, hai, 500 de lei. Bine. Dai, nu faci de alea. Dau, dau. Hai. Lasă mine primul. Hai tu primul, dai. De unde vrei să dai? De aici. De aici? E bine de aici, nu? Hai să te văd. Coș. Uuu, bravo! Din prima ești nebun. Mă dau eu iară sau? Cum să-i stăm? Acum la mine ești obligat o să dai coș, dacă nu dai coș are un punct și la 3 puncte ieși. Aha, deci eu sunt obligat? Să dai coș. Ok. Și dacă dai coș, ești eu obligat să dau coș. Ok, hai să vedem. Ai un punct. Aolea, am un punct la 3, trebuie să-i marchez 500 de lei. Ia? Mamă, dacă e atâtea! Nu m-am jucat un basket la viața mea, nu știu, pe ăsta am luat-o pe drum. Nu m-am jucat. Ia. Sunt prăpăt. Așa, să-mi conectez chakra. Chakra? LeBron! LeBron! Păi, uite aici. Nu! Yeah! E obligat, mă! E obligat! Hai să vedem? Este! 1-1! 1-1, hai să vedem. Nu-mi place așa sub presiune, nu pot. Băi, și ce bine o dădusem așa, inițial. Am dat-o pe asta dacă e. Fii atent aici! Bă, și da. Cum s-a dus, s-a văzut? Da. Coș! Ia aia? Bă, uite mă ce frumos se duce, bă, frate meu. Mă dau coș pe care nu s-a pus. M-ai lăsat? Da. Nu m-a lăsat, se pare? Nu vreau, mă, nu vreau, mă, nu vrea. Mi-am dat eu una, poate trei acum. Uite, am vrut, dar ești am vrut, dar sunt obligat. Obligat. Ia. 2-1 are, încă una și poți să-ți dau Revolut? Revolut sau cash? BTP, e ce vrei tu? Fac factură? Nu, da, să nu dai cu asta. Bravo, e bine, m-a ascultat. Hai să vedem, ești gata? Da, oricum dai cu bă, nu e cu treabă, frate. Noi. Hai, intră, mă, cu 40 de grade, nu mai pot să respir. Dacă vedeai cum era deșert acum, se pică, filmai fără probleme acum. Ia.
Dar nu vreau, mă, să intre, mă, deloc. Pregătește cash-ul. Eu nu pot să cred că mai pierd 500 de lei acum. De ce dacă mai pierd 500 de lei acum? Nu! Aaaa, 500 de lei, lași mâna, 300, 300? 50, 350, e bine? 325? Nu. 350? 400. Hai că-ți dau numai, mă, numai, gata, ce să mai. Așa. Asta este, băieți. Îi dăm lui, îi dăm lui Sebi, îi facem transferul acum, n-avem ce să facem, acum mai facem. Căutăm aici Sebi Crișan cu o poză foarte, foarte frumoasă la Revoluția, nu se vadă numărul, am mare grijă la edit. Așa, și îi dăm aici 500, mă, ne 500? Ține, ne ține de cuvânt 500 de lei Revolut, send, do you trust Sebi, nu prea, nu prea, nu prea, dar asta este. Să nu vedeți parola, vă rog. Așa, să te speli cu ei pe cap. Așa se fac banii, băieți, așa se fac banii. Eventually. Bun, băieți, am ajuns înapoi în cartier. Am trimis-o pe Andreea să ia cafea pentru că mai trebuie să filmăm niște chestii. Și eu am ascuns niște perechi de chiloței sexy din Pepco aici în spate la scaun. Andreea nu i-a văzut încă, așa că acum o să punem să caute pe acolo prin spate, să sperăm că vede chiloții și să vedem ce reacție o să aibă la chiloții ăștia misterioși din mașina mea. A few moments later. Da, așa cum o sună pe ei. Buenos dias, amigos. ¿Qué pasa? Uite numai ce am ajuns în cartier. Da, am filmat. Îmi dai și mie apa, te rog, din spate. Am filmat cu Misu ceva vlog de-a lui. Da. Ce-i asta? Și acum vreau să mai filmăm ceva pe aici prin cartier. Hello. Nu știu, abar n-am. Hello. Stai, mă, stai. Ce ai, femeie? Ce-i asta? Ce-i astea? Stai, bă, un pic, că te sunt imediat. Nu vezi că vorbesc la telefon? Scuze eu! Ce cu ăștia? Păi sunt chiloți. Păi nu? Văd că sunt chiloți, dar cui sunt? De ce sunt în mașina ta, în spate? Păi da, de unde? Nu știu. Nu am luat pentru ceva vlog sau... Nu cred. O să-i tăi, mă. Nu să ai mei, uite-te cât îs. Îs cât tine. Să-i mei. A cui sunt? Ai mei. Cum să fie ai tăi? Păi, dar nu... Cred că-ți bat joc de mine. Nu s-ai tăi, mă. Nu s-ai tăi. Nu s-ai mei. Dar ce mi-i pui, dar mie? Dar nu mi-a mine. Leagă-ți la gât. Dă-mi pace cu ei. Ce caut aici? Păi, dar de nu știu. Nu știu. Păi, cum nu știi? Mașina ta. Probabil i-am luat mai de mult să filmăm, să filmez vlog ceva. Nu știu. Am făcut curat în mașină acum 2 zile și nu erau. Păi atunci probabil ai luat tu. Dar nu mi mai pune mie în față. Probabil ai luat tu din greșeală. Am cumpărat random o pereche de chiloți și am lăsat-o din greșeală în spate la scaunul tău. În mașină. Ieri, când aveam când al altă ieri, pentru că am făcut curat în mașină. Na, păi și eu de unde să știu acuiesc? A mai nu. Păi, surprinzător nici ai mei. Na, păi cine știe, poate eu fi lăsat cineva pe aici. Da, bă, l-ai mai dus pe Paint până la sală și te-a zis hai să-mi lăsi chiloții tanga la tine în mașină. Da, probabil lăsa lui Paint. Nu cred. Păi și ce vrei să zici, că a cui e? Nu știu, ar, a cui ar putea să fie? Păi nu știu. Hai, lasă-mă, că trebuie să filmăm acum, nu am. Tu ești prost, eu nu mai vine nicăieri cu tine, du-mă acasă. Cum să duc acasă? Du-mă acasă, ai chiloți în mașină, omule. Dar nu s-ai mei, da. Nu știu a cui e. Normal cine că știe? Nu s-ai tăi. Dar cine știe cine i-a lăsat aici? Poate i-a lăsat Miriana. Da, s-a luat, s-a aplicat să-și ia centura și între timp i-a picat chiloții. Păi poate au avut, poate au avut costum de baie și și-a lăsat chiloții pe aici, eu știu. Sunt mari pentru Miriana. Atunci cine știe cine a mai fost aici în mașină și și-a lăsat chiloții? Ce nu s-a luat nimeni, tu mă te rog frumos acasă și gata, m-am sărat de toate căcaturile tale și de... În continuu ca un idiot și să tot ai impresia că eu te înșel și eu îți fac chestii. 2000 years later. Tu mă te rog acasă și gata și te duci și filmezi singur, chiar n-am chef. Păi da, bă, dar nu... Da mâna, mâine, ia-ți mâna. Dar nu bagă-ți-o în chiloții aia. Jur că nu știu a cui ești. Și ar trebui să știu eu? Sau cine ar trebui să știe? Păi de ce-s chiloții aia în mașina ta? Dar nu știu. Hai odată, du-mă, când mi-e cald și nu mai am chef să stau aici și să te aud. Vrei să duc acasă? Da. Dar mai repede, lasă cafeaua, doamne.
Dar nu vrei să mai ne să filmăm? Nu, nu mai vreau să te văd astăzi, până când nu îmi zici de unde-s chiloții aia. Bine, na, s-a luna. Am fost aici și s-o dezbrăcat, dar n-am făcut nimic. Ok, du-mă acasă. Păi și ce faci acasă? Eu fac bagajul și plec acasă. Dar n-am făcut nimic cu ea. Dar nu-mi pasă de ce a ajuns o femeie la tine în mașină și s-o dezbrăcat. E nebună. Și ce caută o femeie nebună în mașina ta? Păi da, eram prieten, dar s-o dezbrăcat, dar i-am zis că am iubită și că nu vreau să fac nimic cu ea. Deci, mă duci acasă odată, te rog. M-am suturat. Totuși, pare că e sexy, nu? Da, poți să-i păstrezi, să-i dai înapoi când vă revedeți, pentru că, vezi, ți bag pe gură. Gata, nu odată acasă. Gata. Îmi zic ceva. Ce? E un break. Uite, vezi ce faci dacă n-ai încredere în mine. Te lovești. Dar cum să am încredere când ai chiloții în mașină? I-am cumpărat din Pepco. Ca să-ți fac prank. I-am zis. Gata.